Spic l-a distrus pe Andrei Rotaru, bă, ești prost. Toți gherțoii Spic și Florin Ristei au lansat critici vehemente la adresa lui Andrei Rotaru, concurentul controversat din emisiunea Insula Iubirii, care și-a înșelat soția cu ispita Diandra. Iată ce au spus cei doi artiști au analizat declarațiile lui Andrei în cadrul emisiunii La Fierzi pe Insulă, un show în care aceștia dezbat cele mai intense momente din Insula Iubirii. Reacția lor a fost una extrem de dură, considerând că Andrei se folosește de explicații superficiale pentru a justifica comportamentul deplasat. Ce au spus Spic și Florin Ristei despre comportamentul lui Andrei în timpul comentariilor? Spic și Florin Ristei au fost uimiți de modul în care Andrei vorbea despre relația cu Diandra. Potrivit celor doi, limbajul și argumentele invocate de acesta sunt dificil de urmărit și par mai degrabă niște încercări de a-și ascunde vina decât de a-și explica acțiunile. Ei au fost de părere că Andrei încearcă să se justifice apelând la concept precum universul și energiile, aspecte care, în viziunea lor, nu fac altceva decât să mascheze adevăratele motive din spatele infidelității sale. Imediat cum s-a prezentat Diandra, am simțit cuvintele pe care le-a spus, le-am simțit ca pentru mine. Nu mi s-a mai întâmplat așa. Adică a fost adusă de univers pentru mine. A fost pusă aici. Dacă îți vine să crezi pe cuvânt de onoare, îți spun că pur și simplu s-a creat ceva care era creat de mult, a spus Andrei Rotaru la insula iubirii, potrivit fanatic, ro. Speak a remarcat că Andrei, în loc să recunoască simplu că a cedat tentației, preferă să se ascundă în spatele unor argumente confuze și neclare, creând astfel o distanță între el și realitatea situației. Artistul a punctat și faptul că este vorba, în fond, despre un show de televiziune în care fiecare acțiune și declarație sunt analizate atent de public, ceea ce face comportamentul lui Andrei cu atât mai greu de înțeles. Nu mai pot, a reacționat imediat Speak. Producătorii sunt universul, BOS, a spus și Florin Ristei. Florin Ristei a întărit aceste observații, exprimându-și dezaprobarea față de faptul că Andrei nu își asumă responsabilitatea pentru faptele sale. În loc să fie sincer cu el însuși și cu soția sa, acesta recurge la un limbaj ambigu, încercând să-și scuze infidelitatea prin apelul la forțe mistice și energii cosmice. Cei doi artiști au fost de acord că astfel de explicații nu fac decât să accentueze disonanța dintre comportamentul lui Andrei și realitatea dură a situației în care se află, bă, dute te bă, bă, voi auziți, bă, bă, voi ascultați ce zice băiatul ăsta aici. Doamne! Maica Domnului, Isuse Hristoase, născătoare, Doamne, ferească Dumnezeu, că nu mai pot! Bă, ești prost! Bă, unde-i bă ăsta? Levitează, el a venit pe insulă, a mers pe apă până la insulă. Pe mine mă sparg astea, mă distrug psihic, ești nebun. Încerc să mă abțin să nu vă jignesc. Toți gherțoii citesc 2,3 cărți dalea, gata mă, sunt antreprenori, spiritualiști, hai să-mi bag, iar m-am enervat. A spus Spic conform click ro.